Bună dimineața! Ne bucurăm să vă avem alături de noi la webinarul KPMG. Eu sunt Daniel Jinga, director în cadrul KPMG, echipa de mobilitate globală, împreună cu colegii mei Simona, manager în cadrul aceleași echipe specializare uh, imigrări, uh, Catalina, manager în echipa de global mobility specializată pe partea uh, fiscală, Marius, consultant în echipa de imigrări și uh, Mircea, consultant în echipa de imigrări. Vom încerca să parcurgem astăzi câteva aspecte noi, noutăți, reguli din zona de imigrări și zona fiscală. Știm cu toții, probabil, suntem la curent cu toate modificările care s-au întâmplat anul acesta, precădere în primăvară, atunci când România a aderat parțial la spațiul Schengen. Așadar, Aderarea a venit cu o serie de reguli noi din perspectiva regulilor de imigrări Nu au fost singurele modificări în zona aceasta a imigrărilor Și o să povestim în continuare despre principalele noutăți da? Modificări legislative, dar vom avea și câteva cazuri practice pe care le vom discuta După care o să avem o sesiune care o să acopere partea fiscală și partea de securitate socială Pentru că e extrem de important să avem această conectare a regulilor de imigrări cu regulile fiscale. Bineînțeles, la final o să avem o sesiune de întrebări. Rugăminte este să adresați întrebările în chat. Și vom încerca la final să preluăm toate întrebările. Dacă timpul nu o să ne permită, cu siguranță vom reveni ulterior cu răspunsuri la fiecare dintre întrebările dumneavoastră. Acestea fiind spuse, în continuare vom prezenta și vom începe prima sesiune a acestui webinar, sesiunea care vizează regulile de imigrări și o să rog pe colega mea Simona să preia cuvântul și să ne introducă puțin în sfera regulilor de imigrări. Mulțumesc frumos, Daniel. Într-adevăr, anul acesta a venit cu foarte multe schimbări pe zona de mobilitate și în special cu impact pe zona de imigrare. Una dintre schimbările majore fiind aderarea parțială a României la spațiul Schengen la 31 martie 2024, aspect care semnalează începutul unei noi ere pentru călătorii, dar totodată care aduce noutăți și cu privire la partea de obținere a vizelor pentru cetățenii străini. De asemenea, avem schimbări legislative majore care s-au întâmplat în legislația de imigrare în prima jumătate a acestui an, cu precădere pe zona de angajare a cetățenilor înalt calificați. Așadar, avem noi reguli cu privire la obținerea permiselor de muncă, avem noi reguli cu privire la notificări. Nu vom intra foarte mult în zona operațională, dorim doar să vă aducem la cunoștință aceste modificări, să fiți la curent cu ce se întâmplă. De asemenea, să știți că s-au micșorat unele termene de notificare și pentru a putea fi în zona de conformitate, considerăm că este important să vi l aducem astăzi în, în discuție. Să luăm un exemplu practic și o să-l rog pe colegul meu, Marius, să mă ajute cu acest exemplu. Așa cum știm, dacă ar fi venit în România înainte de 22 martie, clar ar fi trebuit să urmeze procesul de imigrare standard, care presupune patru etape. Obținerea testatului de recunoaștere a studiilor de la Ministerul Educației, obținerea permisului de muncă, a vizei de muncă și, în final, a permisului de ședere. Întregul proces de imigrare dura aproximativ șapte luni până la finalizare. Ce se întâmplă după 22 martie? Având în vedere faptul că este posesoare a unei cărți albastre a UE emisă de Portugalia și ținând cont că a locuit în Portugalia un an de zile, Clara poate veni, poate veni direct în România și se poate angaja fără permis de muncă și fără viză de muncă. Astfel va aplica direct pentru permisul de ședere de tip carte albastre a UE, iar întregul proces de imigrare se reduce astfel la maximum două luni. Iar acum, împreună cu colegul meu, Mircea, o să povestim puțin despre obligațiile de notificare și menționăm faptul că uh, s-au modificat termenele uh, pe care atât angajatorii cât și angajații le au la dispoziție pentru a face notificările necesare la Inspectoratul General de Imigrări. Tot la categoria de măsuri recent introduse în legislația de imigrare, precizăm faptul că s-au scurtat. Uh destul de multe terme de, de notificare. Spre exemplu, angajatorul are obligația de a notifica Inspectoratul General de Imigrări în termen de 5 zile lucrătoare încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul. De asemenea, angajatorul trebuie să notifice tot în termen de 5 zile lucrătoare autoritățile competente în legătură cu modificarea sau încetarea contractului individual de muncă sau a contractului de detașare după caz pentru categoria străinilor exceptați de la obținerea vizului de muncă, angajatorul este obligat în termen de 5 zile lucrătoare să o notifice încheierea, încetarea contractului individual de muncă sau încheierea și încetarea contractului de detașare. Acum o să dau cuvântul colegilor mei, Daniel și Cătălina, pentru a vă povesti de regulile fiscale pentru cetățenii străini. Mulțumesc, Simona. Într-adevăr, foarte multe noutăți în zona de, de imigrare, multe măsuri poate de simplificare, dar în același timp, în continuare, extrem de multe măsuri sau obligații, cerințe cu care angajatorii ar trebui să fie foarte atenți și foarte alerți pentru a se asigura că sunt respectate conform legislației în vigoare. În continuare, vom discuta despre regulile fiscale aplicabile cetățenilor străini care desfășoară activitate în România. Vom începe cu uh, rezidența fiscală, conceptul de rezidență fiscală. Mulțumesc, Daniel. Uh, rezidența fiscală este diferită de reședință sau de domiciliu și are impact uh, asupra impozitării veniturilor. Ca regulă generală, o persoană considerată nerezidentă fiscal în România are obligația pe, de impozitare pe veniturile de sursă română, adică doar pe cele obținute din România. În schimb, Persoanele fizice considerate rezidente fiscal în România au obligația de a declara veniturile de sursă mondială, adică atât pe cele obținute din România, cât și pe cele obținute din afara României. Există situații când o persoană poate îndeplini condițiile de rezidență fiscală a două state pentru aceeași perioadă. În primul rând, pentru a determina cărui stat îi se atribuie în final uh, dreptul uh, de a considera acea persoană rezidentă fiscal, vom uh, evalua uh, dacă uh, între cele două state există încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri. În continuare, uh, Daniel va detalia modul în care rezidența influențează veniturile salariale. Ca uh, etape. Ale determinării obligației de plată în cazul veniturilor salariale. Cum am spus, stabilim în primul rând rezidența fiscală, după care ne uităm și la uh, tipurile de venit pe care persoana fizică le obține. Da? Și aici uh, uh, e vorba, în situația noastră, uh, de venitul salarial, pentru că ne vom concentra pe venitul salarial, după care vom analiza sursa venitului, și bineînțeles, dacă există scutiri, deduceri sau orice alte facilități care se pot aplica asupra acestui venit. Sperăm că ați găsit utile informațiile pe care le-am prezentat astăzi. Vă mulțumim încă o dată că ați participat la webinarul nostru și vă așteptăm și la următoarele webinarii sau conferințe pe care urmează să le organizăm în cadrul KPMG. Vă mulțumim!